În municipiul Târgoviște, angajații Direcției de Salubritate acționează de zile întregi pentru curățarea trotuarelor de gheață și zăpadă depuse. Deși se lucrează la foc continuu în anumite zone, nu s-a reușit îndepărtarea stratului de gheață. Mai sunt zone unde avem gheață, avem polei, la primele ore ale dimineții poleiul chiar mai creează probleme, dar acționăm, deci în data de 5 s-a împrăștiat material de derapant prin cartierul Suseni, sunt anumite cartiere, cum ar fi Suseni, cum ar fi Micro 7, Remia Popescu, Ion Creangă, zonele astea de străduțe unde noi trebuie să acționăm în special pe trotuare și chiar și pe carosabil sunt straturi de gheață și am și acționat până la acest moment. Se curăță manual de către SC Municipal Construct zăpada pe trotuare, stații de autobuz, treceri de pieton pe străzi de Petru Cercel, Trăițelor, Calea București, acolo unde într-adevăr a mai rămas gheață. Iar societatea Ecosal curăță manual trotuarele și împrăștie material de derapant nisip cu sare pe Bulevardul Mircea cel Bătrân, Bulevardul Libertății, Parcul Mitropoliei. Târgoviștenii sunt de cele mai multe ori amuzați de situația în care unii dintre ei reușesc cu greu să se țină pe picioare în condițiile în care trotuarele sunt extrem de alunecoase. E într-adevăr o mare problemă, mai ales pentru oamenii care merg mai greu, pentru bătrâni și pentru copii. Dar și pentru ei la fel. Ați căzut vreodată? Am căzut. Nu numai o dată, de mai multe ori. Sunteți foarte atent? Păi sunt foarte atent, dar văd că uite să mai dea pe jos câte ceva, să curățe. Curăță numai... Merge încet, nu? Da. E în puterea noastră să fim atenți. Am căzut, m-am ridicat, am făcut incantații. Știu ce înseamnă o căzătură, dar aștept și eu din partea puterii locale mai mult, pentru că impozitele ne depășesc de mult. Iar... consecințele le știm, că suntem de meserie. N-ai ce să-i faci, asta e. Sunt pregătit în orice moment să iau contactul cu solul, dar, Doamne ferește, să fii mai suferit. Ați văzut vreodată? Deocamdată nu, deocamdată nu. Sper să... Sunteți prudent. Sunt prudent, da. La bătrânețe se spune că oamenii sunt mai fricoși. Nu sunt mai fricoși, sunt mai prudenți. Cetățenii care vor să atragă atenția autorităților asupra problemelor cu gheața, zăpada sau poleiul în anumite zone pot face o sesizare telefonică. Deci fiecare cetățean care sesizează anumite aspecte legate de zăpadă, gheață, polei, pot suna la numărul următor de telefon la dispeceratul direcției 0372 766 267.